Computerul tomograf a costat peste 1 milion de lei fără TVA, jumătate din sumă fiind suportată de Consiliul Județean, cealaltă jumătate de Ministerul Sănătății. Acum pacienții din tot județul care au nevoie de astfel de investigații nu mai sunt nevoiți să plătească pentru asemenea servicii. Asta e un lucru bun. Un lucru bun, dacă au, mai ales dacă au și contract cu casa, pentru că pacienții care au probleme de genul ăsta sunt cam plimbați de colo-colo. Cred că era necesar pentru un tomograf, ca să nu ne mai ducem la funde. De exemplu, eu trebuie să mă duc în spitalul Fundeni cu anumite... Așa e mult mai ușor aici, în Râmnicu Vâlcea. Conducerea unității medicale consideră că prin achiziționarea tomografului au reușit să rezolvă o problemă importantă a spitalului județean. Era foarte necesar pentru spitalul județean, pentru că totuși ne aflăm în anul 2015, când tomografia computerizată deja este o investigație obligatorie în foarte multe patologii. Numărul de persoane care vor beneficia de acest tomograf, dacă ar fi să le iau după estimările care le avem și după ce realizările care s-au făcut în anii trecuți, vorbim undeva în jur de 400-500 de persoane lunar. În prezent, Spitalul Județean de Urgență se află în plin proces de reabilitare din fonduri europene printr-un grant de 17 milioane de euro. Lucrările vor fi gata până la sfârșitul anului.